Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB, la un nou video. Astăzi o să vă răspund la, o să analizez câteva din analizele pe care mi le-ați cerut. Nu pe toate, că văd că deja Robert mi-a cerut să fac 4 analize și acest video o să-l fac doar să-l analizez ceea ce m-a rugat Robert, urmând ca data viitoare să le analizez și pe celălalt și data viitoare cel târziu sâmbătă sau duminică, da? Azi deja este joi seara. O secundă, așa. Bun, hai să vedem ce vrea Robert, pardon, nu asta. Apropo că am dat click, vă invit, dragii mei, să nu ezitați să vizionați aceste recenzii video, care este o dovadă clară a calității programului meu de mentorat Fi Trader de Succes, unde învăț oamenii analiză tehnică, astfel încât să devină un business trader, să câștige bani din trading și din investiții pe BVB și pe piața americană, da? Deci, durează acest video, are 1 minut 54, alt video cam 3 minute, acest video 3 minute, acest video 1 minut. Am și aici pe short un video de sub un minut, da? Și ce mai am pe aici? Acest video excepțional, această recenzie a acestui domn, da? Nu ezitați să pierdeți un minut, din viața voastră să le vizionați. Bun. Pentru că asta arată ceea ce fac eu cu adevărat și îi învăț pe membrii programului meu de mentorat să devină în viitor la foarte apropiat business trader. Să câștige bani doar din trading și investiții. Bun. Ei, ce mi-apare mie aici. Bun. Robert, te rog, o analiză pe... Salutări. Teraplast, Safe, Norofert și ALV. Hai să mergem direct la Teraplast. O secundă. Ia uite, analiza mea perfectă pe Bitcoin. Am spus că prețul din această zonă va pleca. A plecat frumos și o să vedem o creștere frumoasă pe Bitcoin. Dar nu vă interesează pe voi, BVB-iști. Nu? Deși nu strică să ai acolo un portofel măcar 10% cripto. Să mă gândesc. BVB. Indicele BET. Bun. Parcă era Teraplast. Bun, așa, Teraplast, după cum vedeți, cam doarme în papucei. Stați o secundă, că nu știu. Așa, să văd eu treiul ăsta aici. Bun, așa cum am spus și în videourile anterioare de pe Teraplast, după cum vedeți, prețul stă undeva într-un range din 16 ianuarie. Mă aștept ca prețul să mai coboare sau măcar să stea în această zonă de consolidare. Hai să luăm pasta micuță. Da? Dar sper. Mă rog, sunt foarte atent ca prețul să nu coboare sub 0,52. Altfel, toată analiza mea se anulează. Dar dacă prețul mai coboară, dar nu ajunge, sau chiar dacă ajunge, nu trece, nu-l vedem pe aici pe la 0.50, 0.49, da? Și rămâne, de aici ricoșează, ne așteptăm la o creștere pe Teraplast spre 0.68. Sau în apropiere, vom analiza pas cu pas. Ce trebuie să rețineți voi? Că deocamdată suntem într-un trend descendent, pe trend descendent eu niciodată nu cumpăr, nici măcar compania americană, nici măcar BBB, nimic, doar pe trend ascendent sau când știu că prețul întoarce și acolo pot să cumpăr, da? Niciodată pe trend descendent și uitați o primă ustensilă, pardon, de verificare, dacă vreți o primă linie principală de trend care ne arată că putem să cumpărăm în momentul când prețul, să spunem că va trece, va sparge această linie și sau pentru trader mai agresiv, da? Când prețul va sparge linia, pentru cei mai conservatori, când prețul va
trece de 0,57, de abia atunci putem să intrăm la cumpărare pe Teraplast. Da? Nu mai devreme, sau cel puțin eu nu recomand, sau eu cel puțin nu fac acest lucru, pe trend descendent eu nu cumpăr și după cum vedeți, această corecție, da, coboară, deci eu nu cumpăr. Dar cine dorește poate să facă DCA, cumpăr aici o leacă, aici o leacă, dar nu am de să știu. Dacă eu aș ști că prețul nu va coborâ sub 0,52, așa cum arată analiza tehnică, poate, poate. Dar întrucât nu sunt Nostradamus, nu sunt Iisus Hristos, nu sunt Dumnezeu, sunt răducul din Bacău, nu sunt sfânt și mă bazez 100% pe analiza tehnică, care pe mine nu mă păcălește, dimpotrivă mă ajută enorm de mult și atunci aștept fie spargerea linii de trend pe la 0,56, fie ceva foarte sigur 0,57. Bun. Parcă mai era și Safe, da? Ia să vedem. Uite, l-aveam aici. Ia să vedem. Uitați, maestria, maestrie, puterea analizei tehnice. Am spus că prețul aștept să treacă, observați săgeata verde. Am zis că prețul mi-aș dori să treacă de... Hai să le punem pe amândouă. Da? 2,57 și de-abia de aici aș intra masiv la cumpărare. Când prețul trece de 2,57, observați, prețul s-a dus, a ricoșat și a coborât una, cam 2-3 zile. Și evident că îmi doresc ca prețul să nu coboare sub, hai să vedem, 2,37, da? Sub acest ultimul low pe graficul daily, pe safe tech, da? Deci, dacă prețul, ca și la compania anterioară, la Teraplast, nu îmi trece de 2,37, ci urcă și trece, face breakout la 2,57, atunci este un moment bun de cumpărare. Observați că el, practic, se află într-un range, într-o mișcare laterală, este o mișcare oarecum haotică și când e haos, nu prea are nicio logică și nu, deși analiza tehnică are soluții foarte bune și la aceste perioade, dar ideal este să vedem că prețul trece de 2,57 și atunci putem să intrăm frumos și masiv oarecum la cumpărare. Da, pentru că aici observați am valul 2. Și ar trebui să urcăm frumos spre 3, 4, 5 în sus pe graficul daily, cel puțin în o primă fază la acest dublu top de la 3 și. Și ar fi un potențial randament de 23%. Zic eu că se merită să așteptăm 2-3% ca și confirmare de schimbare de trend, da? Și să câștigăm 23% la sigur, în ghilimele, da? Decât să ne riscăm să cumpărăm pe trend descendent. Bun. Mergem mai departe la Norofert. Vedeți, dragilor, eu cât de ușor, dacă cunoști analiza tehnică, cât de ușor este să faci o analiză și credeți-mă că nu mi-a mai mult de 10 minute să trec prin cel puțin prin companiile de pe BET, cele 20 de companii pe BET, mi-a cam 10 minute în fiecare seară. Să știu mâine ce mă așteaptă și evident ce să cumpăr, când să vând, îmi ia extrem, extrem de puțin, pentru că le văd foarte, foarte rapid datorită cunoașterii mele în analiza tehnică și mai ales a experienței pe care o am. Mi-am format, ca să spun așa, ochiul și mi este extraordinar de ușor și cu această ocazie vă invit, dragii mei, să, dacă doriți cu adevărat să învățați analiza tehnică pentru a câștiga bani din analiza tehnică din ce în ce mai mulți, pentru că cu cât contul vostru crește, cu atât puteți cumpăra mai multe acțiuni, fie să faceți trading, fie să faceți investiții pe termen scurt și mediu, așa cum fac și eu. Da, puteți să aveți acest link în comentarii, îl puteți viziona și vă înscrieți dacă doriți la o consultanță gratuită cu mine pentru a găsi o soluție, să vedem ce blocaje, ce probleme
aveți și ne întâlnim la o consultație gratuită. Apăsați pe acest buton roșu, aplică acum pentru o întâlnire și apăsați pe această căsuță, dați din nou un click și vă alegeți una din zilele cu albastru, să spunem că aveți timp sâmbătă să spunem la ora 13 sau 12, hai să spunem 12, dați click pe Next, introduceți datele voastre și veți primi pe, și apoi apăsați pe programează evenimentul pe acest buton albastru pentru ca ne întâlnim pe Zoom și veți primi pe e-mail datele de conectare pe Zoom la acea oră. Rugămintea mea este dacă și numai dacă din vari motive nu puteți veni la acea întâlnire, dați-mi un mesaj pe e-mail, Răducu nu pot veni, ca intervenit ceva și este fair play și de bun simț, da? Mai pățesc oameni să programeze și nu vin și, da, și timpul meu este extrem de limitat și foarte prețios ca și al vostru. Deci așa cum scrie și aici, te învăț cum să treci de la un angajat la un trader de succes și să câștigi foarte mulți bani. Acesta și pe în special se referă pe Forex, pe cripto, da? Dar pe BVB se câștigă bani și gândiți-vă, pregătiți-vă pentru derivate care vor apărea cât de curând, unde putem câștiga bani prin call-uri și put-uri, prin creșteri și câștigăm bani prin scăderea prețului. Da? Bun. Fără de care acolo n-ai nicio șansă să câștigi, din petrivă voi pierde toți banii sau vei pierde contul pe derivate dacă nu cunoști analiză tehnică. Analiza fundamentală nu te va ajuta pe graficul de 5 minute, un sfert de oră, de un minut, pe hidroelectrica, pe Banca Transilvania sau ce companii vor fi pe derivate. Numai analiza tehnică te va ajuta să câștigi sute și chiar mii de ron pe zi. Și nu exagerez și vă demonstrez asta oricând. Bun, deci nu uitați să vă... Să cei care sunteți foarte hotărâți să ne întâlnim, evident este gratuit și pentru această lună până la sfârșitul lunii mai sunt 10 locuri libere, primul venit este și primul servit. Bun, și ultima, sau penultima, nu mai știu care, hai să mă întorc înapoi. Norofert, hai să mergem să tragem o privire către Norofert. NRF parcă era, nu? Opa. Stați puțin, o secundică să mă duc pe altceva, bursă de valoare, ce le-am pe toate. Norofert, bun. Super tare, super tare, ce frumos se vede, dragii mei. Aceasta este analiza mea. Se pare că valul 5 s-a finalizat aici, a trecut de sub valul 3, da? Observați și avem valul 5. Ce vă pot spune eu? Că în orice moment piața pe Norofert va crește, da? Și observați acest pattern, mă rog, o să învățați cu mine, da? Ce reprezintă această mișcare de preț pentru mine mi-arată că prețul va începe să crească și puteți deja să, hai să vă trasăm așa un de trend, să vă riscați puțin la cumpărare când prețul va trece de 4 și 10, evident, o pentru o confirmare oficială, da, și foarte conservatoare ar fi la 4,70, când prețul va trece de această zonă. Avem o super mega clară confirmare pe graficul daily că trendul descendent care a început când a început el, cred că pe aici, nu, la 9.25 și se poate s-a finalizat la 3.71, da? A început la 4.10 sau peste 4.14-15, puteți să cumpărați timid pe bucățele să faceți DCA. Un stop loss mental ar fi aici la 3.92 și Doamne ajută de aici prețul pe Norofer să se ducă la stele, la nori, la ce vreți voi. Da? Deci
Așteptăm ziua de mâine. Deja, dacă văd eu bine, s-a făcut un pin bar de mare frumusețe. Astăzi a închis frumos, da? Observați și vedem mâine încă o bară și probabil luni, marți, să-mi treacă mie de 4,15. Semne bune, anul are și pe Norofert. Mă aștept la o creștere cât de rapid. Evident, dacă nu, Doamne ferește, mai apare vreo veste negativă și prețul coboară. El poate să coboare până în 3,72, atenție. În ghilimele, nu are voie să coboare sub 3,72, tic-tic, tric-tic, dar dacă el va coborâ în această zonă, ar fi ok. Ia să vedem puțin. Ia să vedem dacă ajung la 0,5061, sperăm, da, uite, 61, perfect, foarte, foarte tare, ajung la 61, nou, în jur de 80 și ceva la sută, când prețul ajunge la 61, întoarce, să sperăm să fie valabilă această statistică și pe această companie, fiți cu ochii pe ea, dragii mei, și vă învăț un mic truc, dacă folosiți platforma care folosesc și eu, TradingView, dați click dreapta, și selectați aici Add Alert, da? Și pe mine după aceea când prețul ajunge, uite, sunt o leacă inteligent și mai mult, da? Îmi pun aici când știu că prețul mă anunță că a ajuns la 4 și 8 și 9, sunt foarte atent, vigilent, să îmi închidă peste 4, 14, 4, 15 și aici o să intru și eu la cumpărare. Este super bun această analiză. Și mai era ceva vizual ALV. Să trăim bine. Doamne ajută. Din ce în ce mai bine, Robert, din ce în ce mai bine. Dacă azi trăim bine, mâine să trăim și mai bine, poi mâine să trăim și mai bine decât ieri, azi și mâine, etc., etc., da? Deci din ce în ce mai bine. Așa să spui. Și evident să și crezi. Dai comandă la subconștient și el ca un slujitor ce este ne ascultă, da? Să trăim din ce în ce mai bine. ALV, mergem aici. ALV, ia să vedem. Apropo, dragii mei, dacă vă place stilul meu mai jucăuș, mai așa cum sunt eu, cum v-ați suportat ați ani de zile, dați-mi, fraților, un click, da? Un like, auzi, Doamne, un like. Un like aici pe butonaș. Dacă sunteți noi pe canal și vă place stilul meu și evident analizele mele și credeți că vă ajută, abonați-vă și apăsați click pe clopoțel pentru a primi notificări ori de câte ori postez, da? Să sperăm că poate cu ajutorul vostru facem și 100, că nu știu dacă am văzut 100 vreodată, 100 de like-uri. Și încă o chestie, mai am, dacă văd eu bine, mai am 10 oameni ca să acest canal să ajungă 3000. Cam încet, cam târâș grăpiș. Știu că nu prea vă place analiza tehnică, dar nu vă place dintr-un singur motiv. Opa, ce caută Facebook aici? Pentru că nu o cunoașteți, da? Dacă aș vorbi fundamental, lălăieli, plăvrăgeli, na, dar aici este strict tehnic și vă cred că nu prea sunteți încântați să urmăriți, dar ușor, 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 o să vedeți cât de ușor este să tranzacționați și mai ales cei care intră în grupul meu privat, va fi extrem de ușor să o să vezi cât de mulți bani veți câștiga și nu este o promisiune electorală și o vrăjeală, ci efectiv vă voi demonstra oricând, la orice oră acest lucru, precum și acele recenzii. Deci era ALLARDW. O să mă cunoașteți mai bine pe grup, ne întâlnim la webinarii, stăm la vrăjeală, stăm la analize, discutăm. Face super mega treabă. ALV, super mega, super mega analiză. Mă aștept puțin să mai coboare. Și cam așa. Pac. Tiki-tac. Vorba lui Becali. Da? Foarte, foarte frumos. Da? Mi-ar place să mai coboară puțin prețul. Să facem ceva de genul acesta. Da? Pac, pac. Asta ar fi o variantă, da? O altă variantă ar fi și să facă prețul un triunghi. Unde ești? Parcă așa aș mirosi eu că s-ar întâmpla, dar nu știu. Și sincer nici nu mă interesează. Eu aștept reacția prețului și în funcție de ea știu ce să fac, da?
Deci prețul are două variante și o să pun așa. Voi, dragii mei, care mă urmăriți, urmăriți și evoluția prețului, fie va sparge trâng și va urca, fie de aici va coborâ, da? Va face un minim mai mic decât minimul acesta de la 13,63, coboară spre 13,13 ron, ceva de genul ăsta, și bum, de aici va urca, așa că fiți cu ochii pe această companie, să nu ratați ocazia când prețul va urca, da? Bun. Cam asta ar fi, dragii mei, nu uitați că mai sunt 10 locuri libere pentru programul meu de mentorat. Aici veți avea acest link în comentarii și apăsați pe acest buton roșu pentru a vă întâlni cu mine pe Zoom, gratuit, evident, maxim 30 de minute ar fi. Hai, puneți o oră, dar depinde de întrebările voastre. Urmăriți-mă sau vă invit să intrați pe grupul meu Fitre de Succes, unde aici fac alte tipuri de analize decât vă arăt pe YouTube și pe profilul meu de Facebook, cu totul altele, ceva asemănător ceea ce eu predau în cadrul programului meu. Evident că și este în grup, evident și aici este gratuit, doar să intrați, aveți și acest link în comentarii. Și așa cum am spus data trecută la videoul anterior, am început timid, da, în lipsa timpului, să fac și video scurte, sub un minut. Deja văd că avem 400 de vizionări, ceea ce este bine, ușor, ușor o să crească și această zonă în care când văd o analiză și am puțin timp, pac, pentru voi, dragii mei, îmi sacrific ceva timp. Și până să așteptați video cel mare, cum este acest video, în care analizez ceea ce îmi cereți voi, da, voi face și videouri scurte, de sub un minut, ca să mă încadrez conform teoriei, da, YouTube-ului, în această zonă de short, deci sub un minut. Ce să vă urez? Azi este joi, mâine este vineri, dragii mei, vă urez un weekend absolut superb, relaxant, plăcut și așa cum am promis, sâmbătă sau duminică, probabil duminică și luni, cred că când începe piața, voi analiza și, ia să vedem, Daniel Hristos a înviat, adevărat a înviat Daniel, mulțumesc Răducu, mulțumesc că mă urmărești Daniel, Florin, mulțumim Răducu, mulțumesc și eu. Ia să vedem dacă se poate, întotdeauna se poate, dar nu data viitoare, ci data viitoare, data viitoare, da? Înțeles voi? Ia uite ce îmi cere aici, AB, TLV, SNP, foarte tare. Deci, duminică sau până luni dimineața când începe bursa, voi analiza TLB-ul, TLV-ul, SNP-ul, aluminiu, probabil și electrica. Gata! Am făcut planul, mi-ați făcut planul, mi-ați dat de lucru, voi lucra și în weekend, numai și numai pentru voi. Nu uitați de like, nu uitați să vă veniți la o consultanție cu mine gratuită, doar cei care sunt super mega hotărâți să câștige bani frumoși din trading și din investiții. Scuzați că tușesc, am mâncat, n-a fost inspirat și am mâncat o prăjiturică și acest dulce văd că mă gâdilă, da? Și îmi vine să tușesc. Dragii mei, ce să vă mai spun? Urmăriți-mă, intrați pe grupul meu, da, de pe Facebook. Scrieți-mi în comentarii ce vreți voi. Vă salut, vă îmbrățișez. Toate cele foarte bune!